atent că era un contract care e de câteva zeci de milioane. Asta demonstrează irresponsabilitatea dumnealui în această funcție și dacă are demnitatea trebuie să-și dea demisia. Nu poți veni face declarații că ai semnat fără să citești un contract care e de câteva zeci de milioane și să spui că mă scuzați, vedeți, doamne, că eu n-am știut, m-a pus cineva să semneze. Asta se numește irresponsabilitate. Și pentru asemenea situație trebuie să-ți dai demisia cu onoare, dacă o ai de sine. Nu? Asta trebuie să-l întrebați pe dumnealui, vedeți, poate s-a luminat la față, poate l-au luminat cineva la minte ca să facă asemenea declarație. Este păcat, dar dumnealui trebuie să înțeleagă foarte bine că atunci când tu ești într-o funcție, ești obligat, chiar și o rezoluție cât de nevinovat ar fi, tu trebuie să o citești, să dai răspuns mai departe sau să spui contrasemnătura asupra acestei rezoluții. Nu poți spune, aici vine un contract de câteva zeci de milioane și tu zici că am semnat un conștient, înseamnă, domnule, ți-ai geanta și ai plecat, înseamnă că nu poți deveni un primar interimar în funcție, în condițiile că tu ești irresponsabil. Despre irresponsabilitatea dumneavoastră, prin faptul că a pus această semnătură. Aci, mamă, dracu, nu mai stai în funcție, când ești responsabil, vii, te dai mare și tare, vezi, orașul ăsta moare de dorul și de grija mea dacă n-am venit eu în funcție și e că mi-a dat drumul și eu, ca apostolul Ilie, vin să încerc să salvez orașul Chișinău. Cum, dracu, e să-l salvez dacă tu ai băgat prin semnătura dată cu pierderi de câteva zeci de milioane? De unde e? Uci în cap omul ăsta când face să-mi declarați? Păi dacă a pus semnătura, credeți că prostiile se coordonează cu primarul sau cu cel care este în funcție, care este întotdeauna, care subordonează? Prostiile se fac și altfel, se fac și atunci, este foarte simplu. Ai semnat și zic, eu sunt mic, nu știu nimic, dar vedeți că m-a impus cineva să semnez. Responsabilitate o poartă cel care pune semnătura și punctul. Indiferent de faptul dacă ai fost sau nu ai fost rugat să pui o semnătură, atunci când tu știi că este ilegal, tu nu pui această semnătură. Dar asta poți să declari așa, băi, vezi, doamne, că eu... Înțeles. Da. Cine, acolo ați spus că dumneavoastră ieșiți din da. Coaliție, nu ieșiți din Partidul Liberal, dar din coaliție, pentru că ați săpat teleul. Da. Acum rămâneți la aceeași... Poziția mea nu s-a schimbat. Pentru că domnul Ghimbu nu vorbește. Cine s-a apărut teleul? Eu am spus clar cine... atacă Partidul Liberal. Cine? Și atât, deci este vorba de președintele Partidului Democrat, Vlad Plăcotniuc. Și care este problema? Deci este clar, dumnealui dorește să concentreze puterea mâinile sale. Și asta este. De ce și domnul Ghimcu nu spune acest declară și domnul Ghimcu, într-un fel sau altul, asta e... Dar eu am spus foarte clar și atunci când am părăsit majoritatea parlamentară cu o lună și ceva în urmă, că Partidul Liberal nu are ce căta într-o alianță cu cineva care încearcă să concentreze toată puterea mâinile sale. Îl avem pe Leancă de cumătru acolo, acum, așa că... Adică ce coaliție? Îi trebuie să întrebați cu dumneavoastră în ce fel fac această coaliție. O fac deschisă, o fac ascunsă, după perdea, o fac după miliard, o fac dosul. Nu, trebuie să întrebați, întrebarea lor directă, nu este... Știi eu... că e o șmecherie care ați aranjat dumneavoastră cu, adică cu dumneavoastră, pe leu, cu democrații, ca să vă salveze înainte de alegerile din 2018, să vă mai șlefuți imaginea. Of, de acum declarații de asemenea genul să apară de toată mâna. Noastră trebuie să urmăriți acțiunile Partidului Democrat în ultimul 10 ani când am venit la guvernare, întotdeauna au avut o agendă dublă, așa cu mai multe partide politice. Da, atât cu Partidul Socialist, atunci când au preluat președinția, au venit pe anumite subiecte de Moldova Gaz, numirea ambasadorilor și pe alte tipuri de subiecte care, pe Otaga Găuzia și așa mai departe, merg pe o agendă. Pe agenda de integrare europeană mergeau cu alți parteneri. Deci au dus o politică dublă, citare cu toți actorii politici care sunt în Parlament.